Am dat live, ne pregătim să intrăm în live stream. Bună seara, dragi prieteni și colegi! Sunt Doru Căstăian și vă mulțumesc și că sunteți aici și vă mulțumesc că ați ales în seara aceasta de miercuri, undeva la jumătatea săptămânii, să fiți alături de cea de-a 14-a ediție a, 14 -a Cafenelei Merito Galați, o cafenea uh, specială, zicem noi, din mai multe puncte de vedere, uh, cu un invitat uh, nu neapărat nou, dar cu un, subiect, cu un subiect și cu subiecte noi pentru ziua de astăzi, domnul profesor Bogdan Suceavă, pe care l-am mai avut alături în decembrie, când am discutat despre o carte foarte interesantă, o carte inedită. Mă refer la uh, cartea despre Ion Barbu, cea care privește privea programul de la Erlangen și influențele matematice din poetica lui Ion Barbu, Bogdan Sucea, vă mulțumiri că ați acceptat să fiți alături de noi și în seara asta pe, hai să spunem, un alt, sau cu un alt azimut și cu un alt orizont de așteptare, în seara asta vă propunem o discuție despre rolul și rostul literaturii, despre puterea ei formatoare și formativă, și ca să nu discutăm strict generalități, discuția din seara aceasta se va desfășura plecând de la romanele pe care Bogdan Suceava le-a scris și pe care nu mă îndoiesc că le cunoașteți integral sau parțial. Bun venit, Bogdan! M-am adresat cu pronumele de politețe în primă fază, dar o să-și cer permisiunea să devenim mai puțin protocolari ca să avem o întâlnire caldă și relevantă ca de fiecare dată. Bun venit din nou la cafea Naua Merito Galație! Deci, Doru, mulțumesc tare mult pentru invitație, mă bucur foarte mult, e, e în urmarea invitației tale lansată la sfârșitul conexiunii noastre din, din decembrie, atunci când am, când am discutat despre Barbechian, povestea cu, povestea cu romanele este complexă, pentru că, pe lângă faptul că sunt scrise peste... Cât, cât au trecut? Au trecut aproape 20 de ani, nu? Mai și vin de departe. Deci întrebarea care se pune este, mă, da, ăsta este normal la cap? Ce face el acolo? De deci, s-a dus la 10.000 de km distanță și scrie în română sau cum? Uh, asta povesteam noi la un moment dat. Deci ce se întâmplă acolo? Care e, care e motivația și de unde până unde? Uh, vestul, ăsta este un avantaj. Avantajul e că uh, uh, îmi aduc aminte de un, un critic literar inteligent și foarte cult, care spunea că uh, momentul de uh, glorie al culturii române a fost undeva uh, dat de generația 27, undeva în anii 30. Dar sunt niște probleme, pentru că atunci a existat un, um, un întreg context ideologic. Apoi uh, a fost un moment extraordinar al prozei uh, românești în uh, anii 50. Să nu uităm de perioada cât 56-58, când au apărut niște romane superbe. Când se scăpa de sub... Uh, Uh, partea neplăcută a de deceniu. Dar și atunci, uh, filtrul ideologic era toxic. Și a stricat pagini bune de proză. E, și avantajul pe care îl avem acum e că nu mai avem asta. Și că putem să ne permitem luxul să discutăm despre literatură fără niciun fel de context ideologic. Dacă putem să facem asta, suntem tari. Da. Păi uh, spun să profităm cumva nu? de faptul că putem discuta fără vreun filtru ideologic sau, hai să spunem, având cumva libertatea de a ne alege, poate, filtrele ideologice. Presupun însă că e greu să vezi o valoare a literaturii în interiorul ideologiei. Mi se pare că cele două ar trebui să fie fundamental diferite. Categoric de acord. Da, da, Dar nu s-a încercat asta? N-au încercat în atât de multe rânduri să le, să le amestece, să le, să le facă nes? Da, da, da. Bogdan, pentru că ai pomenit despre faptul că scrii de la uh, 10.000 de kilometri distanță, Îți reamintesc că ai spus la un moment dat uh, un lucru care poate părea șocant la prima vedere și aș vrea dacă poți uh, să-l rei puțin și să-l explici un pic. Uh, și sper să fie, să fie un citat corect. Spui așa, că dacă ai fi locuit în România, nu ai fi putut să scrii un rând. E o hiperbole, o exagerare sau e faptul corect? Cred că e parte din ceea ce mi-am din anii 90 a fost o perioadă de foarte mare tensiune, cel puțin pentru mine personal a fost, a fost cumplit. Dacă stăteam de vorbă în perioada când, când mi-am dat licența prin 94, aș fi jurat că nu voi pleca din București niciodată. De decât maxim, până la Târgoviște, nu? Și uh, după aceea, la un moment dat, după vreun an de zile, am zis, a devenit insuportabil. În momentul în care încerci să găsești locul și descoperi ce tensiuni sunt acolo sau cel puțin atmosfera care mi s-a părut profund toxică din jurul Universității din București atunci, uh, am zis, trebuie neapărat să se iau o pauză. Și planul inițial a fost plec câțiva ani, probabil 3-4-5, mă întorc cu o teză și va fi bine după aceea. Dar lucrurile tot nu se reparau, tot nu era cum vroiam eu. Am, uh, ca să pot lucra cât de cât, am nevoie de un pic de uh, respect pentru valorile fundamentale. Da, scrise ca în... Uh, Hmm. Cred că avem o mică problemă tehnică, nu e doar la mine, nu? Da. Uh, Bogdan Suceabă ne spunea înainte să intrăm în live că au tot fost probleme la, la el acolo cu internetul. Sper să nu uh, ne joace o festă urâtă internetul american, în mod clar sub cel din România, <laughs> din ceea ce, ce vedem. Uh, până când... Uh, Bogdan se va reconecta și sper că va reuși să o facă. Dați-mi voie să vă citesc un scurt fragment dintr-un interviu pe care, pe care Bogdan Suceavă l-a dat pentru suplimentul de cultură, în care spune în felul următor. Distanța a fost pentru mine o dorință veche, un refugiu căutat. Simțeam că deportarea ar putea să fie un bun sfetnic pentru literatură. Nu mă interesează să fiu la fața locului și să colectez beneficii de pe urma unor texte literare. Mă interesează ce cred tinerii care au 20 de ani despre cărțile mele, mă interesează ce cred cei din generația mea, pentru că ei au trecut probabil prin frustrarea și umilințele prin care am trecut și eu. Mă interesează ce credeți despre cărțile mele, cititorii din generația părinților mei, care au sperat și ei că se va schimba lumea. Distanța te păzește de tentația de a minți pentru vreun scop secund, ceea ce îndreptățește premizele lucidității, dar nu le garantează. În momentul în care o să-l avem din nou pe Bogdan Suceava alături de noi, sper să reușim asta cât de curând. Uh, aș fi vrut să duc cumva discuția înspre uh, felul în care acești tineri generici de 20 de ani, cred că afirmația e la fel de valabilă și pentru cei care au 17-18. Uh, ia să vedem. Bogdana, ai revenit printre noi. E un bun moment să uh, vă gândiți și dumneavoastră la ce întrebări și întâmpinări veți avea. Și sper din suflet. Ca ediția asta a cafenelei, merită să nu fie cea mai scurtă din câte am avut uh, până acum. <laughs> uh, recunosc că am pățit tot felul de lucruri uh, de-a lungul, mă rog, transmisiilor noastre online, uh, cel puțin în perioada pandemiei, am folosit foarte mult, exclusiv, de fapt, online. Asta bun, revenit, Pogdan! Uh, deci, trebuie să mărturisesc că aici este o, uh, este o furtună teribilă afară și cred că influențează conexiunea. Deci... Încă un... Da. Încă un motiv să ne întrebăm ce cauți la 10.000 de kilometri, la noi e soare, e frumos... Uh, internetul bun, <laughs> nu <Mi> <laughs> Așa. Uh, cât timp tu ai lipsit? Uh, eu le-am citit, uh, am citit, de fapt, colegilor din uh, care sunt conectați, un mic fragment dintr-un interviu pe care tu l-ai dat la un moment dat pentru Suplimentul de cultură și în care ai spus o uh, chestie care mi s-a părut foarte interesantă și de la care cumva mi-ar plăcea să plece următoarea mea întrebare. Spui așa, nu voi relua chiar tot paragraful, am citit în extens o prima dată, voi, voi relua numai începutul lui. Ne spui așa, distanța a fost pentru mine o dorință veche, un refugiu căutat. Simțeam că deportarea ar putea fi un bun sfetnic pentru literatură. Nu mă interesează să fiu la fața locului și să colectez beneficii de pe urma unor texte literare. Mă interesează ce cred Tinerii care au 20 de ani despre cărțile mele. Mă interesează ce cred ce din generația mea, pentru că ei au trecut probabil prin frustrarea și prin umilințele prin care am trecut și eu. Uh, și mă folosesc cumva de acest fragment pentru. A deschide cumva, hai să spunem, discuția esențială și fundamentală pentru care ne-am adunat uh, în seara aceasta aici, și anume relația dintre uh, literatură și mintea tinerilor până la urmă. De ce e important, dincolo de poncifurile pe care le știm și de stereotipurile educației și îmbogățirii prin, prin lectură, de ce e importantă lectura pentru tinerii de 17-18-20 de ani? mi se pare esențială pentru că îți dă posibilitatea să trăiești mai mult decât o viață. Eu sunt foarte lacom și foarte curios și îmi și place și să, și să călătoresc, îmi place să aflu cât mai multe, să văd cât mai multe și partea cu literatura anticipează călătoriile. Când aterizez într-un oraș, probabil că am citit mult despre el și se întâmplă uneori să înțelegi greșit. Se întâmplă să proiectezi în, în câte un loc o, o imagine din secolul trecut. Dar asta nu înseamnă că e mai puțin frumos să ai parte de, de, de această experiență în care stratul cultural precede întâlnirea. E, e o formă de a-ți îmbogăți percepțiile. E ca și cum simțurilor tale se mai adaugă unul. Mai, mai, mai tare predoria de atât n-am. Um, ok. Și în același timp... Sigur ceea ce spui e, e cumva greu de contrazis sau de respins nici n-aș vrea să fac asta. Dar în același timp, mă gândesc de exemplu, la jocul textual și narrativ complex pe care îl faci de pildă în noaptea în care cineva a murit pentru tine de pildă. Și în care adevărul pare, adevărul ăsta pe care, hai să spunem, încercăm să-l urmărim, să-l vânăm prin intermediul dispozitivului literar, pare cumva hăituit în permanență, aproximat în permanență și totuși uh, ne atins într-un fel sau altul până la, până la capăt. În fond, literatura nu este și o formă de mistificare și de falsificare. Eu cale regală spre adevăr sau care, care e, de fapt, relația ei cu trecutul și cu adevărul până la urmă? Hmm, Dați ți bine minte uh, uh, vorba aceea frumoasă, adevărul minciunilor. În momentul în care printr-o ficțiune poți să ajungi să spui mai multe decât uh, printr-un, uh, știu eu, document, uh, o investigație, uh, să ne gândim așa... Uh, S-au întâmplat o felul de, de, de lucruri cumplite în, în istoria omenirii. Să ne gândim la căderea Romei de la, de la anul 410 sau căderea Bizanțului, nu? 1453. Știi că pentru astea nu avem nicio mărturie oculară a cuiva care să fi fost pe față la scenele respective? Sunt o grămadă de lucruri care nu sunt documentate. De exemplu, în, în... Când, în când ne uităm la uh, nimic nu se să să de, de, de un pic romanul? un Este un roman, da? Desigur, este și acolo multă mistificare. Dar multe dintre experiențele personale sunt incorporate în, în, în acest gen de roman. În felul acesta, ficțiunea ajunge să suplimenteze cumva pagina de istorie brută. E nevoie de această reconstituire și literatura are o funcție. Îți permite să intri în acel spațiu în care, în care documentul istoric nu, nu accede și poți acolo, cu o poveste cât se poate de coerentă, să creezi acel uh, complex psihologic, tot acel, uh, știu, un complex de emoții pe care nu îl poți recupera altfel. Când citesc documentele istorice, văd faptele brute. Te gândești la știu, participarea, de, de exemplu, partea, partea cea mai cumplită pe care, cea mai cumplită experiență de lectură pe care am avut-o vreodată sunt documentele oficiale uh, despre Odessa din 1941. Deci când le-am citit, le -am, a fost ceva absolut groaznic. Dar asta totuși nu. Uh, 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 nu are cum să compenseze faptul că. Deci nu privești, nu ești tu cel care a fost acolo, nu, nu te doare pe tine. Faptul brut de istorie nu este același lucru ca și reconstituirea emoției și a tensiunii. Ori literatura are șanse să-ți dea asta. Mi se pare că. Sper că nu. L-am pierdut iar pe Bogdan. Okay. Um, bun, um, se pare că în întâlnirea de azi o să fim tot timpul într-o luptă dreaptă, așa, într-o trântă dreaptă precum. Uh, Uh, era să spun harapalp, dar mi-am dat seama că am tot auzit de harapalp zilele astea. Înțeleg că a căzut la simulare, nu? Uh, și uh, după aia mi-am dat seama că nu știu dacă harapalp s-a bătut cu cineva sincer. Am uitat uh, povestea. e Există vreo luptă acolo? <laughs> Poate mă ajută colegii de, de română. Uh, spuneam că într câte în seara asta cel mai probabil o să ne luptăm cu furtuna californiană și e de așteptat să mai avem astfel de căderi. Vă propun să extindem puțin uh, discuția noastră și uh, de ce nu o să vorbim, uh, să vorbim un pic și, și între noi. Uh, pentru că recunosc, mă, bucură într-o oarecare măsură că întâlnirea aceasta, pe care o gândisem inițial pentru sfârșitul lunii mai, au fost factori obiectivi care ne-au impus cumva să să facem mai devreme întâlnirea și ea s-a nimerit să fie în perioada asta a simulărilor. Și aș vrea să vă întreb. Nu știu în momentul ăsta, dar nu știu exact ce predau colegii conectați, însă cred că mulți dintre noastre sunteți profesori de română. Și cumva aș fi vrut să vă întreb și să vă pun și în asta aceeași întrebare pe care i-am adresat-o lui Bogdan Suceau. Uh, dincolo de simulări, dincolo de, uh, știu eu, uh, responsabilitatea asta de a pregăti examenul de bacalaureat, credeți că în momentul de față, uh, mai putem vorbi despre un rol formativ al literaturii pentru elevii noștri? Îi simțiți uneori iubitor de literatură? Credeți că literatura poate face încă ceva pentru ei? Sau e pur și simplu o cursă cu obstacole spre diploma de BAC? Bănesc că fiecare dintre noi avem o experiență, unii mai experiențe mai luminoase, alții experiențe mai cețoase, dar într-un fel sau altul toți simțim cumva chestiunea asta. Și îmi mai permit să cred și faptul că dacă sunteți de conectați aici, cumva v-ați pus sau vă puneți problema aceasta a capacității formative a, a literaturii. Așadar, dacă vreți să, să interveniți, până când Bogdan Suceava va, va încerca să se reconecteze, vă rog din suflet, să o faceți. Și să nu mă lăsați singură ca pe harapal. Uh, o să încerc eu să mă te rog, ne dau un răspuns, mă rog, e percepția mea, nu știu dacă este realitatea, e percepția mea și a elevilor pe care îi am acum. Uh, eu citesc mult cu ei în clasă. Da, eu sunt profesoară de engleză, nu sunt de română și prof profit de acest lucru și citesc cărți în engleză. Uh, și citim uh, și pornim de la literatură, și chiar ei uh, se bucură în momentul în care ajungem la ora de citit. Uh, am citit uh, multe și eu cred că au apetit pentru literatură, cu condiția ca profesorul să le dea, să-i hrănească cu literatura care să le și placă, să-i intereseze și să stârnească în ei acea dorință de a citi mai mult uh, și de a uh, descoperi mai multe. Exact cum spunea și Bogdan, uh, cititul te duce în alte lumi și este un soi de evadare, dacă vrei. Și elevii evadează în felul ăsta, de la ora de, de, în, la ora de engleză, evadează din de de exercițiile de matematică, deși, mă rog, matematica, uite, Bogdan reușește să sunt bine matematica cu lectura cu română, și asta spun. Deci, în felul ăsta, evadează din realitatea aceea de, de exerciții, de teme multe, din povara, deci se eliberează de povară măcar o oră în ora respectivă de, de citit. Deci, da, sunt unii care sunt unii elevi cărora cititul nu le, nu le face plăcere. Indiferent de ceea ce le propui, poți să vii după aceea cu. le mai ofer varianta video, varianta filmelor slavă domnului sunt filme făcute după cărți, sunt multe. Eu cred că nu numai că e formativ lectura, ci este esențial formativă. Deci formează valori fără de care nu poți să mergi mai departe, în viață, cu capul sus și cu coloana dreaptă. Eu așa o văd. Văd care revenit bogdan și aș propune să profităm. Sper să nu fi căzut din nou cu viteza fulgerului. Din mesajele pe care le recepționez, Bogdan, ne auzi acum? Da, eu te aud, eu te sunt aici. Ah, în regulă, ok. Îmi pare foarte rău, îmi cer scuze față de toată lumea, nu știu ce să fac, problema asta, deci afară este o furtună și... Nu e nicio problemă. Înțelegem toți e aproape literar scenariul, așa aș spune. <laughs> uh, scenariul furtunii. Păi, zic să profităm de prezența ta, că cine știe cât durează. N-am mai avut ceva <laughs> da, Nici, Nici noi. Nici noi. Nu e nicio problemă. Uh, Bogdan, voiam să te întreb. Uh, Sigur, noi aici ne-am încins un pic la o discuție despre rolul formativ, dar așa, când discuția mai între profi, mai aveam un pic și rezolvam și o variantă de bac, să revenim la o discuție un pic mai, mai generală. Uh, ai spus la un moment dat, uh, și ai spus-o și public, mai ai spus-o și mie la un moment dat într-una din conversațiile noastre, Că, în ciuda faptului că proiectele tale literare sunt diverse și în mod evident ele sunt, există o diferență și structurală și tematică între romanele tale. Dacă e să mă gândesc la venea din timpul Diez pe care s-o pun alături de Vincent, de exemplu, sau alături de Noaptea când cineva a murit pentru tine, sau alături de Miruna, Ceea ce izbește pe undeva e <coughs> diversitatea și totuși uh, ai spus la un moment dat niște lucruri foarte interesante pe care o să te rog să le reiei aici, despre faptul că ele de fapt subîntind un proiect comun. Da. Că în ciuda a diversității există o unitate. Mulțumesc mult pentru întrebarea asta. E, e vorba de un proiect care s-a clarificat cumva în imediat ce am... Uh, am hotărât să public Miruna Practic manuscrisul din uh, Prima versiune a romanului Miruna O poveste din 1992 Dar am tot ezitat El a fost publicat în 2007 Au fost multe rescrieri, multe straturi uh, Și atunci am realizat ce vreau să Produc uh, Se poate vedea din, uh, Încă din perioada în care scriam novele. Atunci când am publicat două volume de proză scurtă În 2002 și 2003 îmi propunem să uh, ilustrez, să investighez cu mijloacele literaturii. Momente importante din, din istorie când se poate vedea cum lumea se schimbă. Asta mă interesa cel mai mult. Și uh, era o rescriere foarte personală a istoriei, așa cum o înțeleg și o văd eu. Parte din uh, supărarea mea avea de-a face cu un vechi model pe care îl învățasem noi în perioada liceului, uh, cel care puncta punctele de schimbare ale, 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 istoriei în funcție de o schemă ideologică. Și aia mi se părea profund nepotrivită pentru a înțelege cel puțin societatea românească. De exemplu, n-am înțeles niciodată în, schema marxistă sau interpretarea locală a schemei marxiste cum anume revoluții de la 1821 și de la 1848 erau revoluții care Dintre o anumită lume și perioada modernă, nu, nu, nu mi era clar absolut deloc cum se întâmplă asta. Mi se părea o demonstrație forțată. Nu spun că nu au fost momente importante în istorie, dar parcă aveau altfel de mecanisme. Sunt absolut convins că uh, avem interpretări cu totul, cu totul diferite. Ori, pentru mine, de exemplu, momentul. Uh, Important al despărțirii de medievalitate în imaginarul românesc era momentul în care uh, autoritatea regală, ticată, chestionată, și nu oricum, ci cu umor. Și mi s-a părut foarte important. Caragiale, momentul, momentul apariției lui, e în Luga Caragiale. Pentru noi, cred, pentru cultura română, este foarte important, Ion în Luga Caragiale. Și întrebarea uh, importantă era: dar da, când s-a născut, de fapt, ea cu Caragiale? Când s-a născut acea viziune a lui, care a fost momentul lui personal de um, trezire la literatură. Și dacă ne uităm puțin la cronologia lui personal, a avut un moment de serioasă traumă în momentul când i-a murit tatăl. Și când era, practic, el avea 17 ani, nu? Și care se întâmplă să coincidă și cu um, farsa aceea teribilă a Republicii de la Ploiești. Și pe măsură ce am început să citesc, am zis, „Asta e puțin, acesta este, un, acesta este un subiect foarte bun de romană. Păi, în momentul în care viziunea noastră modernă se naște, are de-a face cu momentul acela. Hai să scriu povestea! Se poate! Și mi s-a părut de, de, de un umor nesfârșit felul cum și-au construit apărarea la proces. Să spui, da, ne scuzați, noi noi nu am programat Republica, o programasă, noi nu am programat Republica, ci am sărbătorit faptul că noi înțelesesem că s-a proclamat în altă parte. Păi, mi, se pare, mi se pare o strategie senzațională. Zic, asta trebuie, deci asta este neapărat un roman, dar cum să-l scriu? Ăsta nu poate fi scris în formă de roman obișnuit, trebuie scris în formă de piesă de teatru. Trebuie să aibă pasaje întregi în care trebuie să arate ca și cum este o piesă de teatru, pentru că este vorba despre caragiale și punem un genunchi în pământ și din punct de vedere stilistic și vedem ce se poate prelua. Hai să scriem un roman în format de piesă de teatru. Merită. Numai el. Deci toate acestea sunt, toate romanele, cele șase din, din acest ciclu pe care eu, în, în lăuntru minții mele, numesc ciclu transformărilor, au de-a face cu schimbări ale lumii. Tu ai menționat noaptea când cineva a murit pentru tine. Asta a fost uh, schimbarea din decembrie, pe care, sincer să fiu eu, din uh, cu mintea mea de la cât aveam 18 ani, eu n-am văzut-o venind. N-am știut că se va întâmpla, n-am simțit-o. Aud tot felul de marturăcular din perioada respectivă. Știam sigur că va avea loc o explozie socială și că va fi așa. Cei mai înțelepți poate, eu nu. Pentru mine a fost o mare surpriză că s-a terminat cu tragedii personale cumplite. Asta da, știm. Și s-a întâmplat să văd una dintre ele și am plecat de la ea pentru a documenta, în sens literar, acele, acele emoții, toată acea tensiune a momentului respectiv, plecând din nou de la ipoteza aceea că, stai să vezi, de fapt, în anumite pentru anumite momente ale istoriei nu avem astfel de descrieri. Speranța mea este că, în timp, vom avea mai multe despre 89 și despre toate momentele de tensiune ale, ale lumii românești. important să fie documentate. Pentru că, altfel, auzim, auzim tot felul de chestii ciudate, ca ceva de genul nu, nu, nu mă refer la vechea legendă cu era mai bine înainte. Las-o pe asta. E vorba de, băi, na, ce s-a întâmplat atunci? Nu era justificat așa, nu trebuia să fie așa, trebuia să fie altfel. Hai să documentăm tot și să discutăm după aceea. Sau încă, mă, ce am mai auzit? Am mai auzit un... Asta a fost o critică care m-a deranjat puțin. Rare ori mă deranjează vreo critică, dar de data asta m-a supărat. Autorul nu s-a documentat în legătură cu aspectele militare. Păi am făcut armata la români, mai mare documentare ca asta, ce trebuia? Pardon, când te documentezi cu experiența ta personală și cu zilele vieții tale, aia este documentare. Genul de critic, a că nu că în armata română nu se dădeau ordinele așa. Promit că se dădeau exact așa. Sau cum? Că se dădeau și se executau numai în poziție de drepți. Hai să fim serioși. Deci lucrurile trebuie gândite cumva din, dintr-o perspectivă foarte personală. Care au fost acele transformări ale lumii care, care contează? Despre ce este vorba? Și cu asta ajungem la partea, partea utilă a, a literaturii. Cum pot eu să fiu util? Sunt util atunci când povestesc ce se întâmplă, care sunt emoțiile mele, exact acea utilitate pe care o au și poeții. Dar poeții adevărați, când reușesc să-ți comunice o, o emoție și când îți anticipează cumva ceea ce tu ai putea trăi. Deci, până la urmă, literatura e o întreprindere cognitivă, nu? Ca să spunem așa. Da. Asta este o dezbatere medievală. Adă-ți aminte cum s-a descoperit în perioada, în secolul XIII, că, uite, Aristotel ne explică ce este aceea metafora. Iar metafora este o formă de cunoaștere pentru că asociază o categorie cu o alta. Aristotel. Da. Explicat de Umberto Eco, că altfel nu am fi înțeles. Adică că când îl citești Aristotel, nu-ți dai seama. Ai nevoie de traducere. Da. Mă întorc un pic, Bogdan, la noaptea în care cineva a murit pentru tine. Recunosc cartea care cumva m-a... Mă rog, m-a atins cel mai, cel mai mult. Putem vorbi și despre cărțile care m-au pus pe gânduri cel mai mult sau despre cărțile care m-au amuzat cel mai mult. Recunosc că preferatul meu este Motanul Agent Secret din Venea din timpul Diez, o găselniță foarte tare al minteri. În noaptea în care cineva a murit pentru tine, există o discuție, mă rog, sunt câteva puncte așa atenționate de, de tensiunea internă a romanului, în care se vorbește despre libertate și recunosc cu, cu darul tău de a crea fraze și uh, imagini memorabile, uh, reușești și, și de data aceasta, pentru că la un moment dat cineva spune așa, libertate este o lume fără Partidul Comunist. Libertatea înseamnă haos, iar haosul este super pentru că ne dă o idee despre lumea care va să vină. Iar ceva mai târziu, e introdus cumva un alt concept al libertății, o libertate, hai să-i spunem, democratică și dialectică, nu? Uh, firește că tu ai toată libertatea să zbieri, dar și eu am libertatea să nu mă intereseze urletul tău. Acum, întrebarea e: am. Uh, suntem într-o lume fără Partidul Comunist, încă, da? la 30 de ani după Revoluție. Am parcurs, din punctul tău de vedere, drumul de la libertatea aceea haosului plin de promisiuni către libertatea civilă, până la urmă, pentru că despre ea e vorba, nu? În în ultima formulare. Cum vezi tu parcursul ăsta al lumii românești? Noaptea uh, e până la urmă un roman și despre speranțele și proiecțiile acelui moment. Uh, cum se văd toate lucrurile astea după atâta timp, cel puțin Uuuh. pentru tine? Știi ceva, asta este singura întrebare de care mă tem. <gătări> în de toate să, să, precizăm că toate cele definiții ale libertății sunt făcute din punctul de vedere narrativ al momentului 89. Deci ele au cumva așa, it's a tong in cheek, adică este un pic de ironie acolo în faptul că noi descoperam libertatea atunci și ne, ne, gândeam, uite, deci așa arată libertatea sau cum? Era, era o, o stare de tensiune care genera tot felul de gânduri. Ori era, era important să fie capturate cumva. Proza ne permite, dacă aș fi scris un eseu, nu mai fi văzut dând asemenea uh, definiții pentru nimic în lume. Dar într-o într pagină de proză ar fi fost lipsit de onestitate să nu consemnăm faptul că ne-au trecut prin cap și asemenea rânduri. Bun. Acum, uh, cred că uh, toată această transformare este, este împlinită în măsura în care cei care sunt tineri astăzi au foarte multe opțiuni, mai multe decât am avut noi. În măsura în care toate aceste, fiecare momente din viața noastră dar mă gândesc în special la cei tineri. Pot să aleagă. Pot să aibă o mie de opțiuni în față. Ce să facem noi cu ziua de astăzi? Astăzi putem să optăm între mai multe canale de TV, putem să optăm între mai multe cărți, între mai multe. Deci cum arată absența libertății? Și pentru absența libertății trebuie să uh, recurgem la o glumă cu Elena Ceaușescu. Nu știu dacă este adevărată sau nu, dar se spune că la un moment dat lista de publicații a... Uh, uh, toate cărțile care trebuiau publicate într-un uh, într an au ajuns pe masă ei. Uh, cred că era, avea de-a face cu Consiliul acela al Educației și Culturii Socialiste. S-a uitat pe listă și a văzut că sunt 3.000 și ceva de titluri și ar fi zis, dar cine citește așa de mult? Acum, de ce să oferi tu pentru 23 de milioane de oameni, mai mult de 3.000 de titluri pe an. Probabil că normal ar fi fost de cel puțin 15 ori mai mult. Dar faptul că opțiunile se restrâng când ți se dă un singur canal TV, când această restrângere a contextului este, este cumva, o îngrădire a libertății. Mie mi se pare că asta este ceea ce sărăcește viața. Ori viața este, viața este împlinită în momentul în care ai foarte multe opțiuni. Acum, firește, unele dintre ele pot să fie autodistructive, pot să fie rele, pot să fie opțiuni care închid. Dar să le ai. Cred că libertatea asta înseamnă. Deci libertatea... Da, te rog. Mă gândeam așa, în timp ce vorbeai, că e un concept foarte apropiat de cel al libertății pozitive, nu în termenii teoriei politice. Și mă gândeam cumva să te întreb dacă nu... Nu e și o sursă de știu eu diversitatea asta despre care spui, dacă nu e și o sursă de confuzie și indirect cumva o sursă de, prin confuzie, de limitarea libertății noastre interioare, cel puțin. Direct, pentru... de mult zgomot de fond pe... E atât de mult de. Nici nu, mai, nici nu mai sunt prezent în social media pentru că e prea mult zgomot. Prefer să citesc cărți care ne vin din evul mediu decât să stau pe Facebook. Ok. Uh... Bogdan, dă-mi voie să spun o întrebare foarte uh, directă, așa, să mă pun un pic în pielea elevilor mei, elevilor noștri, uh, și să profit cumva de faptul că uh, am în față un scriitor uh, precum Bogdan Sucea, și să-l întreb. Uh, bun, da, până la urmă, uh, cu ce mă ajută pe mine, concret? E o întrebare pe care noi am auzit-o obsesiv în ultimele decenii pusă când cu rost, când fără rost, însă pare să existe așa un soi de, hai să spunem, un soi de obsesie utilitaristă și funcționalistă așa, care, care pare să-i prindă uneori și, și, pe tineri, dar nu numai pe ei, inclusiv pe, pe profesori. Deci, până la urmă, cu ce mă ajută pe mine în epoca asta Libertății, în epoca asta opțiunilor multiple despre care ai vorbit, în epoca asta în care îmi pot uh, colecta informațiile din nenumărate surse, uh, cu ce mă ajută pe mine, până la urmă, literatura? Nu este ea cronofagă, până la urmă. Uh, nu e, nu știu, nu e un efort prea mare, până la urmă, în raport cu, cu, ceea, ce, cu ceea ce oferă. Cum e răspunde unui tânăr care ți-ar adresa frontal întrebarea asta, până la urmă? O să deci, decupăm și o să uh, trimitem copiilor bucata asta, <laughs> promit. În primul rând că literatura poate să, să te antreneze mai bine decât orice pentru viață. Dăm voi să-ți fac o ofertă pe care nu o poți refuza. Îți promit că peste 10 ani vei avea de dat niște interviuri pentru un loc de muncă, și că, probabil, nu vor fi în cultura română. Dă-mi voie să te antrenezi să spun cât de greu îți va fi din punct de vedere emoțional și din punct de vedere psihologic, din punct de vedere profesional, să te înfățișezi în, în fața unui asemenea filtru. Apropo, când am, când am scris Avalon, Secretele Migranților fericiți, asta a fost motivația literară. Deci a fost motivația de a fi util celor care sunt tineri astăzi și care la un moment dat vor trece într-o altă cultură și vor trece prin niște... Deci, din punct de vedere statistic, m-am confruntat cu ceva care este la limita ororii. Să-ți sute de dosare și să candidezi în mai multe locuri și să fii un asemenea, un asemenea hal de competiție, asta este ceva care traumatizează și azi. E la fel de traumatizant, știi cum? Înainte de 89, examene de admitere de la medicină. Astea sunt niște traume. Ori, ce putem să facem și să fim utili celor tineri este să-i antrenăm pentru asta, să le spunem cum trebuie să se pregătească în fața unor asemenea încercări. În măsură în care, scuzați autoreferința, dacă, Doamne ferește, va mai fi vreo explozie socială și dacă se va mai întâmpla vreodată ceva ca decembrie 89 și să batem între lemne, sperând că nu, trebuie să ne pregătim și să știm exact care este acel complex de factori care poate să intervină. Deci, anticipăm ceea ce ar putea să fie. Literatura poate să ofere și așa ceva. Nu, ne interesează, nu mă interesează să-mi să, să povestesc visurile. Ăsta chiar nu interesează. Încerc să stau departe de ele, deși cred că am povestit vreo două. A fost nevoie. Ceea ce mă interesează este să produc acel context în care eu îl pregătesc pe cel tânăr pentru o anumită situație în care s-ar putea afla. Ea sau el s-ar putea afla. Și dacă nu se întâmplă asta pentru tine, se va întâmpla pentru următoarea generație sau pentru următoarea generație. Astea sunt lucruri care se vor întâmpla cândva. Cum le-am numerit eu în ele și de știu așa de multe? Nu, nu știu multe. Este o experiență personală care, în anumite detalii, admite generalizare, nu în toate probabil. Dar să știi că am, am stat de vorbă cu, cu oameni care au trecut prin, prin experiențe de acest tip în Europa de vest, inclusiv cu cineva care a trecut prin așa ceva în Japonia. Deci există o anumită, deci civilizația vestului va uh, uh, ajunge la convertirea experienței noastre școlare, căpătată în România, S să ajungi să fie evaluat și să, fii, uh, să, să te afli într-o situație de competiție pe plan internațional. Cum pregătim noi elevii sau studenții pentru asta? Prin seminarii de how to do it, nu cred în astea, după cum nu cred nici în programe de creative writing. Sunt anumite lucruri în care nu cred. Deci nu cred în, în ghidurile care nu, nu, nu cred în asta. În schimb, cred în literatură. Cred că literatura ajută mai mult decât alte procese. Hai că e ciudat. Da, nu e, nu e. Din punctul meu de vedere, e foarte coerent și foarte rotund ce spui. În același timp, nu puteam rata ocazia să. Te aud exprimându-te în, în direcția asta, pentru că eu, cel puțin, și bănesc și colegii mei, am fost adeseori în, în situația asta de a argumenta în fața unor elevi necesitatea și, până la urmă, utilul investiției în, în, în demersul literar. Pentru că, până la urmă, dacă e să o luăm așa. Uh, Analitic și uh, răspunsul pe care tu l-ai dat uh, a fost unul dintr-o perspectivă utilitaristă, până la urmă. N-ai vorbit, de, de vorbit neapărat de fiul uh, estetic, n-ai vorbit neapărat de intuițiile estetice majore sau mai știu eu ce, cât de faptul că literatura este un imens uh, spațiu virtual, până la urmă, un, uh, hai să spunem, uh, teribil simulator. Care ne poate pune în, uh, tot, soiul de, în tot soiul de situații, uh, antrenându-ne cumva existențial și intelectual pentru diversitatea din, uh, din lumea noastră. Sigur, uh, eu nu sunt și dăm voie să fac precizarea asta, nu sunt dintre cei care uh, geluiesc soarta. Literaturii, faptul că nu se mai citește, faptul că nu se mai citește între elevi. Experiența mea, cel puțin de aproape 20 de ani în învățământ, îmi arată că, deși probabil că în momentul ăsta cititul nu mai atât de extins cum era acum 15 ani, de exemplu, între elevi, el continuă să fie o preocupare constantă pentru ei. Există încă elevi care citesc constant și care citesc spontan, care descoperă, până la urmă, mi se pare absolut mirabil că în epoca asta a distracțiilor facile, până la urmă, generații după generații și elevi din generații diferite descoperă și redescoperă spontan cumva forța, forța literaturii. Dați-mi voie să vă reamintesc și vă, dragi colegi, de așteptăm întrebările și intervențiile voastre fie în preview grai pentru cei care sunt conectați în Zoom, fie în scris, aveți la dispoziție fereastra de chat a Zoom-ului, dar și canalul nostru de canalul nostru de Facebook pe care suntem live în, în acest moment. Cu mare, cu mare plăcere așteptăm întrebările, întrebările dumneavoastră. Da. Doru, să ne gândim puțin. Inițial foarte puțin citeau. Despre despre venerabilul Bid, un martor ocular povestea că era atât de înțelept încât atunci când citea nu îi se mișcau buzele. Deci actul de a citi este pentru cei puțini și înțelepți. Nu? E ok, așa. Okay. Nu sunt sigur dacă asta susține mecanismul economic uh, editorial, dar să știi când, când ai un, un tiraj bun care se vinde câteva mii de exemplare, asta este asta este, un, asta este un succes, totuși. Uh, Mi-aș dori foarte mult uh, să văd o stabilizare a pieței la un moment dat, să nu mai fie atât de multe fluctuații în felul cum se uh, consumă literatură și cum se consumă cultură. Pentru că acum, știi cum sunt. Uh, am văzut în. Uh, am citit o felul de. Uh, Date statistice despre cum se citește în România. Mă interesează foarte mult asta. Și rămân la vechea părere că cea mai importantă parte a, a, a publicului sunt cei tineri, care sunt probabil undeva între 15 și 20 de ani și care se pregătesc pentru viitor, deschizându-și uh, experiențele personale, unor uh, punți de comunicare unde literatura poate să servească enorm. O altă parte, deci asta este strict, direct și personal, cred că am o mare datorie față de cei din generația mea. Cu ei am o cu totul altă relație și un cu totul alt fel de, de, de set de așteptări. Și acolo putem să discutăm oricât. Deci, cât de inteligente sunt cărțile pe care le propui tu. Este aici maximum de inteligență sau cum ai coborât standardele și ai produs genul acela de discurs căldicel care ne face să ne simțim confortabil? Uh, nu, vreau mai mult atât. Vreau ceva care să provoace, să, să nu semene cu ceea ce se spune și să nu fie, doamne ferește, loc comun. Sper că sper că n-am oferit șabloane, ceva de genul, uite, apropo când când am scris când am scris Avalon, am, am studiat să văd, mai zic, am mai scris cineva așa ceva, deci o, o carte în care să documenteze deci genul de, de Tensiunea lăuntrică a imigrantului, care nu știe între ce face el între lume, undeva când ești în, 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 în acea, în acea zonă în care nu știi încotro vei lua. Și eu n-am găsit niciun alt roman de felul ăsta. Și atunci m-am relaxat. Deci este și o experiență în care, pardon că zic asta, e experiență pur românească, pentru că vii cu ceva, cu, cu, un, cu un bagaj tehnic care este... Foarte este european cumva în genul de tehnicalitate pe care școli, școli cum sunt cea poloneză sau cea maghiară produc și ei produc specializări de, de, de bună calitate. Dar partea grea știi care este? Să o comunici, să demonstrezi că, iar zic vorba aceea grea, să fii util în lumea cea nouă. Dar poți să fii util sau nu? Sau ce înseamnă de fapt să fii util? Înseamnă să poți face munca în, la un nivel mai bun decât competiția. Acum, a literatură din asta. Ok. Uh, nu fac în mod obișnuit asta, însă dăm voie să citez. Ai văzut că m-am pregătit, am citit mai multe bine pe lângă lecturile din romanele tale, uh, care sunt mai vechi, lecturile și romanele, dar și lectorile, am citit mai multe interviuri cu tine zilele acestea ca să văd Mă rog, și cu ce, cu ce lucruri ai ieșit în spațiu public. Însă, de data asta dăm voie să. Și citez. care diagnosticul? <laughs> diagnosticul e bun. Mi se par niște poziții echilibrate și raționale, și în același timp marcate cumva de 400, bine temperat, așa, care se simte. Personal, simt că faci eforturi să pari mai puțin coleric decât ești în realitate. Așa nu te simți. Nu? No? Ok, asta e impresia okay. pe care... Da, sangvin, așa. Uh, dar, de data asta o să citez o mică... un mic fragmentel uh, dintr-un dintr lucru pe care mi l-ai spus într-o conversație privată, dar care e, din punctul meu de vedere, care merită împărtășit, pentru că mie personal mi se pare una dintre cele mai frumoase și comprehensive, până la urmă, definiții date literaturii Spui așa, literatura ca joc al inteligenței, scriu ca să înțeleg și atunci când am scris, aceasta e rezultatul unei profunde reflexii, la fel ca în munca de cercetare. Cred că puțini oameni văd activitatea ta de om de știință, de matematician, activitatea din cercetare o văd ca fiind legată la un nivel uh, profund de activitatea literară. Eu cel puțin recunosc foarte mult timp, uh, le-am văzut ca două îndeletniciri, cumva complementare, dar nu neapărat afine sau făcute din același aluat. Uh, după aceea am început să Pun la, să pun la îndoială felul ăsta în care vedeam lucrurile. Și uh, ca să pregătesc și mai bine de atât întrebarea, dăm dă voie să mai uh, uh, să mai uh, citesc un mic fragment, sper să îl uh, găsesc. Țin. Până atunci o confirm ca tribunal, da. confirm că am spus asta și mulțumesc că ai prins acel, acea idee la care țin foarte mult. Da, este, da, am găsit paragraful pasajul. E e tot un pasaj din uh, noaptea în care cineva a murit pentru tine uh, și care spune așa: Vezi integrala de la a la b uh, din funcția radical mă, o să-mi cer scuze că aici mă mai poticnez, dar aici probabil că nu mai nu mai tu înțelegi exact ce ce scrie, vezi integrala de la a la b din funcția radical din 1 plus uh, X2 și nu-ți dai seama cât de importantă e. Nu se știe niciodată cum o informație culturală cu situația doar aparent marginală în arhitectura teoriei poate să depindă cum de o astfel de informație poate să depindă viața ta, a lui, a ei, acolo pe fâșia subțire dintre încază mare și libertate, pe unde trece tăișul dintre teorie și realitate, dintre faptul trăit și idee. Uh, M-aș bucura să dezvolți un pic, Bogdan, ideea, hai să spunem, canalelor profunde care există până la urmă între știință, cercetare și literatură. Mai ales că noi suntem, activăm, trăim, predăm aici în România, într-o școală care predică, dar nu practică interdisciplinaritatea și, de fapt, suntem prinși fiecare în. Micile noastre cutii disciplinare, ca să spunem așa. Acum, să știi că am mai spus asta în câteva rânduri și am provocat reacții dintre cele mai amuzate când am spus că pentru mine nu există niciun fel de diferență între felul de a face matematică și felul de a face literatură. Lucrurile stau așa. Pornești de la problemă. Să presupune că avem o problemă. De exemplu, Revoluția Română. E undeva, ți a intrat în adânc în, în amintiri, în visuri, în memorie, te-a deranjat foarte tare. Sunt, sunt... Da, care este problema? Problema este că toate cele emoții nu au rămas înregistrate, nu au rămas cumva consemnate și te supără foarte mult uh, gândul că s-ar putea să se piardă. La fel cum te supără foarte mult că s-ar putea să se piardă imaginarul și visurile celor care au fost acum două generații, de unde Miruna o poveste. Aceea corespunde unei altfel de enervări. Și vrei neapărat ca lucrurile acestea să fie consemnate. Vrei undeva o arhivare a sentimentelor. Ori asta este același lucru pe care îl faci când încerci să decriptezi o, o problemă. Știi? Și apropo, mă supără foarte tare că sunt bătrân. Eram mult mai bun rezolvitor de probleme la 20 de ani. Când treci de 50 de ani, păi nu știu, parcă se încetinește ceva, parcă acuitatea aceea de, de, de a observa detalii Acum, de exemplu, rezolv într-o oră lucruri pe care mă bănuiesc că a fi fost capabil de a le fi rezolvat în 10 minute la tinerețe. E foarte iritant. În schimb, ai o mai bună cuprindere, ai mai multă experiență și vezi, vezi lucrurile legate altfel. Ori, dacă pornești de la problemă, la proiect literar, lucrurile se fac cu totul altfel. Ceva de genul, ar fi nevoie de o documentare a Procesului psihologic prin care treci atunci când emigrezi. Vreau asta, dar detaliat. Și atunci cum faci? Păi, exact povestea aceea lui García Marquez de la. A, a avut un atelier în care l-a explicat timp de vreo 100 de pagini consemnate cum este mai bine pentru poveste să pornești de la final și să arunci uh, uh, momente de amintire, momente de, de, de rememorare, de însumare, ca să poți păstra ritmul poveștii până la. Uh, și, practic, asta a fost arhitectura uh, romanului Avalon. Am plecat de la faptul că vreau să descriu acele interviuri și faci flashback și le tai în bucăți care să-ți permită accelerarea ritmului. Uh, de unde, din fericire, și victimele uh, consemnează că ah, partea finală a fost foarte. m-a atras foarte mult. Păi, da, dacă, dacă tu ai patru ani să scrii un roman, nu? Cam atât a Ai timp să-ți uh, premeditezi uh, Succesiunea scenelor, astfel încât să conducă între acolo, este, este, să zicem, un exercițiu de problem-solving. Pornici de la problemă și construiești cu multă grijă felul cum. Deci, nu cumva să scrii fără structură, nu cumva să scrii fără premeditare, nu cumva să scrii fără o problemă bine definită. Dacă problema nu e bună, păi nici mai bine nu scrii, mai bine nu o spui nici prietenilor tăi la o bere. O problemă trebuie să fie bine definită. Trebuie să ai, trebuie să ai o întrebare. Care este întrebarea? Și trebuie să ai suficient de multă răbdare cu tine însuși să stai... Cât durează să scrie un roman? Doi ani? Trei ani? Patru ani? Apropo, apropo, să știi că mai e o chestie. Cât îți durează să te recuperezi după scrierea unui roman? Recunosc că după, după ce am scris Noaptea, care... Și apropo, aia este rezultatul unei, unei traume profunde. Nu te eliberezi de traumă după ce scrii acel roman. Nu strece, nu, nu, nu strece. Deci și acum s-a supărat pe situația din de decembrie 89. Nu strece supărarea de niciun fel. Dar um, faptul că uh, l-ai scris și faptul că a trebuit apoi să faci lansări, deci a fost lansări, au fost interviuri, a fost o perioadă... mult. deci el, el a fost publicat când? În 2010. Următorul roman a mai apărut în 2016. Timp 4-5 ani de zile nu mai puteam scrie proză. Practic, scrierea unui roman a fost arătat ca, ca, ca un fel de, de supra-solicitare Tot ce înseamnă, din punct de vedere, sistem nervos, visul tot. Din fericire, mai avem și matematică între timp și am făcut foarte multă matematică bună în perioada asta. De așa, matematică la rece. De ceva de genul, hai să, hai să, hai să nu cumva să ne afectăm sentimentele, nu cumva să... Hai să calculăm. Deci, și asta vedem că munca salvează, nu? Dar a fost cumplită experiența celui roman. Altele au fost mult mai ușor de a, digerat. Bănuiesc că atunci când scrii, de exemplu, ficțiune istorică, probabil nu te traumatizează atât. Dar în momentul în care scrii literatură pe bune, venită din, din lăuntrul experiențelor tale, costă. Așa că... Tot învățăm ceva din matematică, cel puțin etica aceasta problemelor bine definite. Deși viața e cumva plină de probleme rău definite, nu? Dacă, stai, stai puțin, stai 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 puțin. Pune. Sunt probleme. Ce înseamnă o problemă rău definită? Să ai o întrebare, deci poate să fie o întrebare cumplită, dar dacă întrebarea se admite un răspuns pe care tu, cu pregătirea ta, cu inclinația către literatură, către interesul tău, Apropo, tu știi mult mai mult decât mine despre politică, despre istorie, despre, despre literatură, despre... Uh, eu în continuare am, 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 o viziune foarte naivă și aparent, uh, tu spui uh, uh, colerică, eu zic uh, întârzia romantică. În sensul că hai să, scri, hai să spunem o poveste, poate vom repara ceva. Uh, singurul lucru pe care îl poți face, și iarăși suntem utili cu asta, este că anumite date disparate din realitate le poți în, întinde într-un șir narativ. Asta este util. Acesta este adevărul minciunilor. Acest și narativ într-o în, într mulțime de date disparate ale realității. Da. Da, pentru că, până la urmă, orice fir narativ e prin structura lui și selectiv. Nu poți crea un fir narativ fără să lași deoparte lucruri care nu intră în cadrul ăla și fără să. Uiți și să fără să-l până la urmă uh, miriade nu? De, de detalii și de fapte care probabil nu vor vedea flash uh, ăsta al poveștii. Uh, da. Uh, dăm voie, Bogdan, să spun o altă întrebare care sper că o să te provoace așa să uh, și o să stârnească colericul ascuns în sangvinii cu care ești. Uh, aș spune așa, uite, dacă un... Sigur, este o situație ipotetică. Uh, dacă un elev de liceu, da, majoritatea celor de ei suntem profesori de liceu și de gimnaziu, dacă un elev de liceu, hai să spunem un elev într-o clasă mare, 17 ani, 18 ani, uh, ar cere să-i recomanzi un singur roman de la care să înceapă cumva drumul în universul tău literar, care ar fi prima ta opțiune și de ce? De ce aia și nu alta? Sigur că nu e o întrebare foarte fair, dar e o întrebare care sper să, să te provoace pentru câtva. Categoric venea în timpul Diez pentru că ne pregătește pentru alegerile din 2024. <laughs> Serios? Adică toată toată procesiunea aia de secte religioase și de fanatisme, o vezi ca fiind un uh, preambul al uh, alegerilor Ai 2024? Ai dreptate, și, și 2028. <laughs> ok. Uh, Detaliați un pic, te rog, că până la urmă ne-ai ne provocat uh, tu pe noi. <laughs> deci, um, când l-am scris, în, să zicem grosul a fost în perioada 2002-2004, Uh, eram absolut convins că uh, nu vom mai avea parte niciodată de uh, exagerări, de um, extremisme, de. Uh, știu eu, toate aceste ciudățenii care în uh, trecutul istoric al uh, României au existat. Eram convins că de atunci înainte va urma un viitor luminos european în care prostiile vor fi puse la colț și atât. Dar, între timp, au survenit unele schimbări. Și n-a durat mult, după 2004, când am început din nou să aud genul ăla de lucruri. Și am avut o conversație, îmi cer scuze că o să menționez acum o conversație privată cu Paul Cernat, la un moment dat. Și Paul Cernat mi-a spus așa, să știi că, asta cred că era prin 2008, 2009, 2010, nu mai țin minte, să știi că venea de în timpul DIEST, va deveni tot mai important în timp. Și zic, pe bune, cum? Și el mi-a atras atenția, mai citește, mai urmărește. Deci, despre ce este vorba? Povestea asta că limba română veche de 5.000 de ani și că limbajul codifică, asta, asta tot a dispărut. Mai vedem din când în când congrese ale, cum se cheamă, dacomani, dacopați, oameni pasionați de istorie, da. dintr-un punct de vedere foarte particular și personal. Bun. Deci pe mine m-a amuzat treaba asta. Și am zis, hai să facem o comedie plecând de la unica aceștia. După aia mai apare un spectacol, Ștefaniști. Ștefaniști. Da, care la rândul lor sunt amuzanți. Uh, nu aș îndrăzni să-i asociez unei părți a galeriei. Înțeleg că și la meciul cu Belarus, înțeleg că s-au strigat lucruri care parcă vin dintr-o asemenea sferă. Bun, ei sunt. Acum, uh, vestea interesantă este că ei și votează. Da. Și atunci cum facem? Uh, deci aș începe aș fi preferat să nici nu mai discutăm vreodată despre acest roman, dar îmi pare rău. Mă tem că am avut dreptate, iartă-mă. Uh, da, Rămâne. e... Da, da. scuze-mă, spune. Așa, și apropo, este o regulă a comediei. Dacă vrei să produci comedie, să faci ceva ciclic. Deci cum începe venea în timpul diez? Începe cu un profet care s-a născut cu harta a bucureștilor pe piept. Bun. Uh, și el are o întreagă poveste și uh, apropo, el nu moare la sfârșit nu moare, el se întâmplă altceva cu el, este o chestiune subtilă. Dar pe măsură ce steaua acestui profet apune, la sfârșit mai apare un altul, un alt profet, ca și cum ne proiectăm speranțele în un om politic, în cât un mărturisitor din aceștia, nu? El apare, steaua lui apune și după aceea ne proiectăm acelea speranțe într-un altul. Asta este un gen de, de gândire care nu știu cât, cât, de, cât, de, cât de utilitate are, dar se întâmplă. Nu? Bine, după cum, după cum știi bine, să spun din start că ai creat un ștefan, cel mare, cel puțin foarte convingător. Adică pe mine, mai ca și treculă Ștefaniș, După interviu acela istoric pe care îl dă reîncarnarea lui Ștefan în momentul în care vine. Între flăcări, ca să spunem așa. Dar, dincolo de asta, sigur, există literatură și sunt convins că, că o știi, literatură serioasă despre mesianism, ca structură psihică și categoria antropologică, până la urmă. Așa suntem noi oamenii, așteptăm mereu salvatori, așteptăm mereu persoane providențiale care să ne scoată din moraz. Și, totuși, România în sfârșitului de mileniu și începutului noului mileniu pare ceva mai expusă decât uh, lumea civilizată și europeană la asta. Uh, de ce se întâmplă Bogdan asta până la urmă după totuși câteva decenii de libertate culturală, de activitate până la urmă decentă, culturală și așa mai departe? Oare de ce? Pentru că foarte multe probleme simple de, ale vieții de zi cu zi nu au fost rezolvate încă. Și raționamentul de bază ar fi, mă, dar dacă ar veni cineva care ar mișca lucrurile altfel, care s-ar implica altfel, care s-ar vârân... E, e... Lucrurile acestea, foarte, foarte multe aspecte pentru care oamenii sunt nemulțumiți, țin de, de lucruri care pot fi rezolvate la un nivel mai jos decât nivelul la vârf. Și mai e ceva. Mai e vorba. De, mai, mai e și felul nostru de a ne implica în societate, de a fi buni cetățenii în micile comunități în care ne aflăm. De a face lucruri care să aibă sens acolo. Ori ce așteptăm? Așteptăm să vină cineva de deasupra care să schimbe universul. Și. Uh, nu știu dacă nu cumva eroarea de raționament pleacă de undeva de aici. Și are de a face o, o întreagă tradiție a culturii politice din România. Timp de. nu e doar de câteva decenii. E mai veche. Și mi-aș dori foarte mult ca la un moment dat oamenii să spună stai puțin, da, pe mine nu mă interesează de fapt cine este președinte, prim-ministru sau... Problemele mele sunt următoarele. Fă o listă de 20 de probleme importante din viața ta și vezi pe care între ele nu ți le poți rezolva cumva singur. Nu ai așteptat de la nimeni nimic. Asta e important să-ți clarifici asta. Nu ai de așteptat de la nimeni nimic. Sunt anumite lucruri care le supără. Rezolvă-ți-le singur. Și chestia asta, eu de câte ori o spun, să știi că s-a întâmplat să și irit. Ce vrei să spui? Prin ceea ce ai spus acum înseamnă că nu ești patriot. Ba din potrivă. Ba din potrivă. Eu cred că ajut foarte mult dacă repet asta. Cred foarte mult în faptul că oamenii pot să se ajute singuri. Am înțeles. Um, Renuindu-vă invitația de a interveni, dacă, dacă doriți. Um, eu mă duc către un alt extras, Bogdan, din, dintr-un interviu. Recunosc că este o definiție, să spunem, sau o caracterizare a literaturii care m-a impresionat și m-a tulburat în același timp, pentru că e o exprimare foarte frustă, e o exprimare foarte realistă și crudă până la urmă și aproape, că aș spune, un pic în contrapondere cu, cu, ceea ce ai spus până acum. Ai vorbit despre romantismul tău, bucuria aceasta naivă, cum ai numit-o tu, de a povesti. Iată ce spui uh, la un moment dat. Literatura se hrănește din înfrângerile noastre, din neputința de a întoarce timpul înapoi, din incapacitatea noastră de a deturna catastrofele trecutului nostru, public sau secret, trecutul nostru comun sau cel individual, paginile noastre cresc din umilință, din îngenunchiere, din renunțări și din tensiune. Un loc în care coerența narațiunii e singura formă de a răscumpăra acele minusuri, cărora nu ai cum a, a le răspunde decât inserând în rememorarea, rememorarea lor axologică a poveștii. E un bun pretext ca să ne spui un pic și despre asta. Care e, până la urmă, relația literaturii cu fondul nostru întunecat, cu, hai să spunem, ceea ce e tenebros și ține de cădere în natura noastră, așa cum, cum spui tu acolo. De acolo se naște. De acolo, de acolo vin poveștile, de acolo vin lucrurile care ne interesează. Ne, ne, uh, am sentimentul că doar literatura de calitate răspunde celor mai ascunse temeri. În fond, uh, apropo, la bătrânețe am început să recitesc poezie, da multă. Uh, și uh, e tocmai pentru faptul că uh, am sentimentul că aș fi probabil aș fi citit mai multe dacă rămâneam în România, nu? Uh, au fost ani de zile în care am stat departe de asta. A zis, nu, nu, nu este cazul. Uh, avem nevoie de de o formulă de a ne de a ne echilibra. Și uh, lucrurile de care ne temem ne motivează mult. Da. Nu, nu crezi? Bara. Pe care l a citit acolo, da, îți mulțumesc că l-ai prins. Așa, cu, cu zâmbet amar zic că e părere de imigrant. Dar se aplică. Dar se aplică. Pentru că te gândești, uite, ce, ce mi-aș fi dorit foarte mult să se întâmple. Mi-aș fi dorit foarte mult ca, în primul rând, și acum o spun asta, deci după ce am, după ce am ajuns bine, Poate n-aș fi dorit să plec. Am tot spus-o. Eu m-am simțit foarte bine acasă, între, între, între prieteni, între cei care aveau aceleași pasiuni ca și mine. Am avut un uh, întreg cer de prieteni care m-au susținut și m-au ajutat foarte mult în decursul anilor. Lăuntric. Adică e, e foarte important să știi că sunt, sunt oameni care împărtășesc aceleași pasiuni și aceleași valori ca și tine. Nu? Pe lângă asta, mi-aș fi dorit foarte mult ca în România lucrurile să fie bine, în sensul în care toți cei care împărtășesc aceleași valori ca și mine să aibă timp și resurse să și le dedice celor pasiuni. Asta mi a fi plăcut cel mai mult. Nu, nu, nu sunt foarte sigur că s-a întâmplat asta. Asta este partea dintre. partea care mă supără cel mai mult. Și încă ceva. Nu poți să fii fericit de unul singur. Să zici, băi, am plecat pe lună. Mie mi este bine, nu mă mai interesează ce este în urmă. Băi nu pot asta. Deci, structural, mi-e e imposibil. În continuare, îmi pasă. Um, și de aceea simt nevoia să, să, să te privesc în ochi și să-ți povestesc ce cred eu. Și să spun exact, băi, mi-a rezolvat toate problemele, dar nu este așa. Nu, nu ești nu, nu. Cordonul umbilical e încă acolo, cumva ne văzut departe, peste Atlantic, ciudat, dar este. Este o... Să zicem că avem împreună un lucru prețios, comun, un set de referințe comune, care pleacă cu poezia lui Blaga, lui Caragiale, știu eu, ai psalmii lui Arghezi, merg toate la pachet împreună. Este acest corp comun de informație de care suntem legați. Se spune că limba română e patria, nu e mai mult de atât. E vorba de acest set comun de referințe la care, cu permisiunea dumneavoastră, mi-aș permite să adaug cu grație și problemele lui Țițeica. Uh, pentru că asta este cultura română. Da. Uh, am uh, Avem o întrebare și okay. am să spun întrebarea care ne-a fost transmisă. Uh, nu înainte de a uh, promite de pe acum că pe finalul discuției noastre o să revin un pic la chestiunea Diasporei și a, hai să spunem, statutului acesteia de, de scriitor în diaspora. Dar până atunci, o întrebare ceva mai jucăușă care vine de la uh, colega Doina Geru. Care este cea mai importantă lecție pe care profesorul Suceava ar preda -o elevului Suceava dacă ar fi acum față-înfață? în um, În primul rând, um, am fucit de limba germană. Um, am făcut un an de germană în clasa 5 a um, Ori, ca să faci studii serioase de istoria ideilor și de istoria matematicii, ai nevoie de germană. Deci, recunosc, spre rușinea mea, nu pricep nimic. Um, deci, este o, este o lacună de cultură pe care nu mi-o iert. Um, după aia, um, povestea cu, relația personală cu limba engleză. Deci eu zic că am învățat engleză binișor în ultima vreme. Da, nu s-a întâmplat din prima. S-a întâmplat în uh, și încă în perioada în care mi-am scris teza, parcă scriam în Fortran. Ori ca să ajungi la o, la o comunicare bună, să, să poți uh, nuanța bine, e, e foarte important să știi 100% de la expresiile idiomatice până la uh, o foarte bună uh, stăpânire a tuturor trucurilor limbii. Limbii vii. Nu vorbim de limba din secolul XIX, pe care probabil că am învățat-o mai devreme. Nu important e important să, să-ți actualizezi limbajul și nuanțele. N-am făcut asta cu toată inima. În schimb, ca orice inadecvat, nu? am învățat franceză de vreme. Pe ce lume eram? Apoi, am... a fost o materie la care am fost dizident în liceu și aceasta era chimia. Nu e bine. Pentru că e bine să le știi pe toate, e bine să, bine să, ai o viziune ceva mai... Așa, apoi, spre rușinea mea, am fost, foarte tulburat în câteva rânduri. Am fost tulburat de Revoluție și în ianuarie 90 n-am învățat și, de aceea, și apoi n-am mai învățat în vara, în 90. Au rămas câteva lucruri neînvățate. E, de acum încolo, dacă tu ai de învățat o teoremă și dacă afară se trage, este foarte important ca la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, să acoperi ceea ce n-ai învățat, să te întorci și să -o înveți. Pentru că dacă vrei să fii un bun profesionist, orice gol de, de urmă te caută și vine ziua când vei avea nevoie de el. Acum vine să râd ce detalii simple mi-au scăpat la lectura din ianuarie 90. Băi, dar n-am putut să învăț. Apropo, în ianuarie 90 la seziunea aceea n-am reușit să iau niciun 10. Deci la, am avut patru examene, am luat nouă la toate și la fiecare am spus câte o prostie. Da prostie. Adică, bine, cea mai mare prostie pe care am făcut-o a fost în pe 13 iunie 90, când am adunat două fracții greșit. În examenul final la Solomon Marcus. Deci nu e bine să. Dacă explodează ceva, mi se pare că a fost un autobuz al poliției, da? Bun. Ăla, faptul că l-a explodat la câteva sute de metri distanță m-a făcut să adun fracții, greșit. și nu este bine așa. Cel mai bine e să găsești o formă de a te izola de ce se întâmplă în jur. Și dați de a lucra consistent pentru că adevăratele știri nu sunt cele de la televizor, sunt cele din, din viața ta. Da. Mă scuzați ai... pentru prăjitură. Deloc, deloc. Mie, mie mi se pare foarte interesant și uh, sunt foarte multe fire, foarte multe capete de discuție pe care sunt tentat să le desfășur. Uh, pentru că, iată, de exemplu, afirmația aceasta, nu? Că adevăratele știri sunt cele din interiorul tău și nu cele de la televizor. Pe mine mă face să mă gândesc la faptul că situația asta are două fețe, cumva. Pentru că, pe de o parte, asta dă televizorului terifianta posibilitate ca la un moment dat să-ți să devină substitutul interiorității tale și să-și aducă știrele aliene și alienante cumva în interiorul tău. Um, pentru că, da, sigur. Exact um, <laughs> ce ai spus tu acum, nu este o idee care apare în novela lui Gao Xinjian um, O undiță pentru bunicul meu, când uh, el este supărat de faptul că se transmite la televizor finala campionatului Mondial, în timp ce, de fapt, Marea tragedie este că un lac din apropiere, parcă ce se întâmpla cu el, era asanat, era secat. Deci, asta este o idee foarte importantă. Nu poți ca știrile de la televizor să-ți substituie emoțiile. Gaușinjeană. Da. Uh, pentru că încet, încet ne apropiem de final, iată, Bogdan, că au trecut și foarte multe zeci de minute, ca și cum n-ar fi fost. Uh, dăm voie să, să spun o întrebare pe care am avut o cumva în minte de la de la bun început și care știu că se leagă de preocupările tale. E o chestiune pe care a atins o inclusiv în discuția din seara asta. Voiam să te întreb unde se face până la urmă literatura română, la București, în România, care e relația cu care e relația cu diaspora? Cum se simte să fii un scriitor român important, pentru că, fără doar și poate, Bogdan Suceava e un scriitor român important, indiferent ce-ar spune el. Cum se simte să fii un scriitor român important de acolo? E, simți cumva că aparții unei rețele globale sau e mai degrabă o formă de periferie de lux, distanța asta de 10.000 de kilometri? Cred că ne aflăm în situația lui Varlam, la Liov. Deci, tu îți faci treaba acolo unde te afli și mergi mai departe și îți vezi de drumul tău și de proiectele tale. Și, cum să spun, pentru mine, să răsfățat de altceva, de faptul că există Polirom. Deci, nouă dintre cărțile mele au ajuns, în, au ajuns la Polirom și așa au ajuns ele la publicul românesc. Și, apropo, un. Unul dintre prietenii mei buni de aici, Adam Glasser, cu care am scris mai multe lucrări de matematică, m-a prins. A zis, uite, dar de ce? Fraza asta tu poți să o scrii foarte bine. De ce, de ce m-ai lăsat pe mine să termin această frază? Pentru că tu în continuare te gândești în limba română, dar de ce gândești în continuare română când poți să faci partea asta foarte bine tu? Și a zis, m a zis, m-a prins. Ce se întâmplă este că în gândul meu eu mă gândesc cum va arăta viitorul proiect pe care eu îl propun Polirom și o să am apoi bucuria să mă întâlnesc cu dumneavoastră și să povestesc despre el asta e undeva pe creierul reptilian în spate asta e legătura cu cultura română și dacă aș fi fost, știu eu pe un vârf de munte la Nucșoara sau dacă aș fi fost tot aici eram tot aici se ajungea ori asta este relația nici nu contează unde ești. Uite, la vară o să vin, o să stau în întreaga vară, o să stau în România și pentru mine nu se va schimba nimic, pentru că proiectele totale sunt. Și ce amuzant e că lucrând în felul ăsta, s-a întâmplat să scriu lucruri importante în engleză la București și să scriu alte lucruri care sunt importante mm. pentru mine în Română, undeva lângă Los Angeles. Astea sunt, astea sunt viețile noastre partea ciudată cu. nu știu dacă cuvântul diaspora este este corect. Este o, este o stare de a aparține, de a lucra în două mediumuri lingvistice și culturale diferite. Până la urmă, fiecare, fiecare produs al tău ajunge la un public țintă. Și atunci când. Să dau un exemplu. Când scrii pentru. Um, poate nu e bine să spun asta, dar am să spun totuși, recunosc că mă gândesc că scriu un articol de matematică cam care ar fi jurnalul unde ar putea să fie propus acel articol. Premeditez publicarea. După care, după un an sau doi, articolul e gata, al trimiți, trece prin procesul de evaluare editorială, este publicat. Dar te gândești la publicul țintă de când lucrezi. Ori faptul că te gândești la prietenii din România și te gândești: Uite, publicul meu ține, este că vreau, vreau să le aduc ceva inteligent, frumos, plăcut, care să nu fie șablon și care să le spună ceva nou și să le dea un pic de șansă la înainte vedere. Asta mi-aș dori, din partea literaturii sau din partea matematicii sau din partea uh, poveștilor inspirate din istoria ideilor. Da, mulțumesc mult uh, pentru răspuns, Bogdan. Uh, țin în mână uh, Vincent Nemuritoru care să-l puteți fi singura ta carte care n-a apărut la PoliRom, cred, nu? E nu adevărat, a fost este ediția din, când a fost, 2019 sau, a, cred că a fost 2020. Vezi, trebuia să fac un turneu în vara al 2020 pentru ediția de la PoliRom al lui Vincent. Da, um, am... de la... Sunt supărat că n-am făcut turneul din iunie 2020 pentru Vincent. Cine îmi dă mie înapoi acel turneu? Discutăm, discutăm, găsim o soluție cel puțin un oraș de început și anume Galațiu îți stă la dispoziție dacă, dacă vrei să rei ideea Un loc neapărat, adică acela la Cetudene nu neapărat, nu Galațiu deci galați la casa corpului didactic Ok, fiecare, fiecare trage pe, pe turta lui Ce Aveți să spun? fără fără discuție, fără discuție. Dacă mai ales sunt convins că Doina a, a prins informația că vei fi la vară în România, sunt Da, deci am așa. Cum vreau cunos. să setulez la maxim. <laughs> Dar vom vom vorbi lucrurile astea ulterior. Um... În regulă, mulțumesc și mulțumim tare mult pentru, pentru discuția din seara asta. Sigur că s-ar putea vorbi foarte mult despre cărțile tale, despre uh, proiectele transliterare, cumva, sau metaliterare, care subântind anumite titluri. Uh, personal, uh, am fost foarte, să spun, plăcut și frumos impresionat, deși știam, știam poziția ta. De dinainte, dar am fost foarte impresionat să o aud din nou și anume aceea că, până la urmă, literatura este un enorm mijloc de punere în scenă și eventual rezolvat mari probleme existențiale. Cred că e uh, foarte apropiat de felul în care vede literatura Cundera în arta romanului, o carte care, cel puțin, mie mi-a schimbat la momentul respectiv percepția cu privire la ce ar trebui să fie literatura, atunci am înțeles că nu e joc gratuit și când e să aibă greutate și când e să aibă substanță, ea merge mult mai departe de simpla uh, permutarea unor simboluri sau imagini. Probabil că de aici, așa simt eu, vine și mefiența ta cumva uh, față de rețetele de tip uh, how to do it, uh, în creative writing, uh, workshops și așa mai departe. Deși, mă rog, eu cred că ceva cunoștințe de tehnică literară și de construcție nu strică niciodată tinerilor scriitori, pentru că. Categoric, mai, mai cu seama atunci când nu sunt. <laughs> Am înțeles. Uh, și. Spunând toate, acestea, spunând toate acestea, Bogdan, vreau să-ți mulțumesc. Sper că discuția a fost interesantă și utilă pentru colegii noștri. N-am vrut și n-am avut de la bun început intenția de a face din întâlnirea aceasta o întâlnire neapărat foarte critică la adresa felului în care facem acum literatura în sistemul românesc, din mai multe motive. Și pentru că probabil nu ți este foarte familiar, dar și pentru că era păcat. Ești autor unor cărți tare frumoase, unor cărți care merită mai mult decât o simplă chibițare a problemei felului în care se face literatură în, în școlile și liceele românești. Sigur, putem oricând găsi excepții. Uh, sigur că știm de și privim cu admirație lucrurile care se întâmplă la Iași, uh, fie că vorbim de Alecard, fie că vorbim de Filit, fie că vorbim de alte manifestări uh, în no, care elevii... Te rog. No, no. Logos. Da, da, da. Logos, da. Uh, în care elevii și lor sunt implicați. Dincolo de asta, cred că știm cu toții că avem, uh, nu o spun eu, o spun oameni mai, mai instruiți ca mine și toți de documente oficiale, avem, iată unul chiar foarte recent, produs de Centrul Național de Evaluare, care spune că, din păcate, mutilăm de multe ori forța formativă a disciplinelor pe care le predăm, inclusiv a literaturii, prin aceea că orientăm uh, agresiv de multe ori predarea mai de voie, mai de nevoie către uh, examene. Ori uh, mă uitam uh, în timp ce vorbeam, uh, am aruncat așa o privire prin programele de limba și literatura română pentru liceu și sper din suflet ca nu doar partea de competențe și conținuturi să ajungă sub ochii profesorilor, ci și pagina de mai sus, unde sunt trecute valorile și atitudinile fundamentale. Curiozitatea, plăcerea elevului de a citi, plăcerea elevului de a explora până la urmă universurile literare și așa mai departe. Îți mulțumesc încă o dată, Bogdan, și îți dau cuvântul de încheiere, ca să spunem așa, cu promisiunea că ne vom vedea și a treia oară, mai ales că ne-ai făcut să sperăm asta, de data asta poate fizic. Pentru că ai văzut online, nu face tot să de minuni câteodată. Îmi cer scuze pentru necazurile astea, deci Ei, da. afară, afară, din câte cred, furtuna s-a potolit, dar oricum ne-a întrerupt la început cât în încape. Doru, mulțumesc foarte mult pentru, pentru întâlnirea asta. Doi, ne mulțumesc mult. Să știi că e, e, totuși o întâlnire dificil de făcut, pentru că totul depinde de moderator. Deci trebuie să fie un moderator care să, să, studieze problema și să fie pregătit să poartă o discuție de acest fel. Adică nu sunt multe locuri, multe locuri în România. Pot să spun unde sunt, pot să spun la, Filip, Fidi, pot să spun unde sunt la, la Babeș Boie, dar Cineva care să urmărească uh, literatura română cum este azi, toate ideile acestea și să le, să le pot urmări în timp real. Asta este poate... foarte <coughs> și o apreciez foarte mult. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu și mulțumim și noi. Uh, le mulțumesc și invitațiilor. Uh... Noștrii colegilor noștri care au fost uh, conectați la Zoom sau care ne-au urmărit pe paginile de Facebook și nu pot încheia lista de mulțumiri fără să le mulțumim și colaboratorilor noștri, uh, care până la urmă fac posibil proiectul Cafenele Merito, un proiect de care noi suntem foarte mândri pentru că am reușit să avem uh, de-a lungul timpului aici invitați unul și unul, uh, doar uh, oameni deștepți și interesanți și relevanți. Mă refer la Păsmin Chiriță de la proiectul Merito, mă refer la Valii Frim de la Synergetics și nu în ultimul rând tuturor colegilor de la Casa Corpului Didactic. Mulțumim și ție Doina și să ne revedem cât de curând cu Bogdan Suceavă și nu numai la noi întâlniri sub egida Cafenele mele. Mulțumim Mulțumesc, Mulțumesc mult, baftă maximală. La revedere! Mulțumim și noi! La revedere!